Nican intră în careu, venind de pe flancul stâng și este gol marcat de Bohașvili. Iată că am avut o revenire foarte inspirată la Petroșani cu undeva la 10 secunde înainte de a se înscrie golul care poate duce calificarea Oțelului în grup. Da, Jiul, spuneam și în finalul prelungirilor după primul gol al lui Bohașvili, cel de 1-1, e orientată defensiv cu acele schimbări. Practic s-au făcut pentru a fragmenta jocul Oțelului, nu s-au gândit aproape deloc băieții lui Zima că ar putea să fie egalați, pentru că Oțelul a apărut undeva întâmplător. Primul gol norocos al lui Bohașvili, al doilea aș spune destul de norocos oricum, minutul 92, cu o minge scăpată din mână de portarul Mureșan, și mai degrabă o pasă. Mureșan iese, agață balonul, însă incomplet, și în fața porții goale Bohașvili îndeplinește o simplă formalitate, cum se mai spune în șablon. Dar